Stai liniștit că dacă au nevoie de cineva, mă duc eu. Crede-mă. Bendeac. Salut, salut. Sunt aici, mă, da. Trebuie un bărbat, da. Am nevoie de un bărbat, nu de o femeie. Du-te, du-te. Trebuie să duce chelul, nu cred. Astăzi am fost sprijin lui Bendeac. Am luat asupra mea toate numerele care, culmea, se îndreaptă numai spre el. De ce? Chelul nu participă, chelul e rău, chelul e nu știu cum. Nu, astăzi am fost rezervă pentru domnul Bendeac. M-am pus cu mințel pe scaun și am zis, hai, arată-mi ceea ce nu știu, învață-mă. Come here, baby. I got a secret I need to tell you. In my house, I am the master and you are the slave. Do you understand me? Do you understand me? Yes, master. How bad do you want it? Don't talk, just listen to what I have to say. Don't move. Is this your first time? Yes, master. Are you a virgin tonight? Yes, master. That's the way I like it. No man can take. Beg me. Get down. Down, 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 down. Crawl to me. No man can take. Who's the master? You are. Who's the master? In the Matrix, call me In the Matrix. Mistress In the Matrix. You are Mistress In the Matrix. Please. Am vrut să pun în evidență în seara asta aici este că femeia este supremă, femeia domină,
Femeia poate controla bărbatul? Ala, se vede. Chelul e clar bărbatul controlat. Atâta timp cât găsești cum să-l faci să-i placă. Aplauze de încurajare pentru mine. Nu am să-ți fac nimic, nu asta era ideea. Ideea era, prin puterea seducției, o femeie poate aduce bărbatul acolo unde vrea. La cratiță. Dacă ea îi găsește slăbiciunea, el este total supus. Este nevoie doar să fim puternice. Despre asta era vorba. Atât? Atât. S-a frecat de organismul meu odios de 2-3 ori, s-a pus și pe organ, n-a văzut că n-are nicio reacție, când noi suntem pe aceeași lungime de undă, s-a lăsat pe gubașă. Eu îți mulțumesc că ai venit. Sărut mâna. O femeie puternică ar trebui să mă care. Eu nu am atâta putere, dar am avut putere să, da, să te sau... fac să te uiți în ochii mei pentru că încercai să mă eviți. A, bineînțeles, doamnă, de teamă. Faza cu privitul în ochi, cred că a perceput-o greșit. Uneori, eu clipesc foarte rar, mai ales când sunt atent. Mi s-au uscaseră ochii. Și dacă am clipit de două ori, probabil că i-a luat chestia asta ca pe un teamă ascunsă de-a mea. Știți că această reacție vine din timiditatea mea. Da, știi? Nativă. Știu. Sărut mâna, sunt dezamăgit. Atât de puțin primesc la umor, mă așteptam și măcar la un semi-striptease. Băi, mă așteptam și eu la un pic de striptease, la ceva, la un... La un pic de... La ceva normal, adică așa... Nu mi s-a întâmplat nimic, adică pur și simplu m-am dus și m-am pus pe scaun. E umilitor, odată vreau să particip și eu și nu se întâmplă nimic. Cu cine avem plăcerea și onoarea? Eu sunt Mistress Kenya, una din puținele reprezentante de pro-fandom din România. Bate proștii contra cost, corect? Bravo! Excelent! Eu apreciez meseria dumneavoastră pentru că trebuie să fie o femeie foarte puternică să faci asta. Să știi că la puține lucruri mă pricep atât de bine cum mă pricep la pornografie. Când a fost să fie momentul lui, l-a spulberat Bendeac. Ca să mai zic, cred că nu costa ce a făcut. Nici nu l-a întrebat nimeni. Toată atenția s-a mutat pe Mihai. Să considerăm că am adus un prejudiciu acestui spectacol și să trecem la marele maestru Bendeac, care trebuie aplaudat. Împreună la Ai Umor! Înainte de pauză, Chelu a intrat în jocul Keniei. Toate bune și frumoase. Doar că acum e rândul lui Bendeac. De cât timp faci asta? De 10 ani. Deci ideea numărului era că femeia poate domina bărbatul. Da. Eu consider că femeia a fost creată pentru a fi divinizată și nu pentru a diviniza. Indiferent cât de bun este bărbatul din fața ei sau cât ea și-l dorește, eu consider că ea nu trebuie să ajungă în postura aia. El poate să ajungă în postura aia, ea nu. Pentru o femeie este... degradant. E degradant, da. Deci apar la televizor ca să transmiți un mesaj. Da. Femeia este mult mai puternică, nu? Femeia este dominantă, este puternică, atâta timp cât ea folosește psihologia pentru a face ce vrea cu bărbatul. Meseria ta se bazează pe faptul că ești sexy, nu? Nu se bazează pe faptul că sunt sexy. Dar tu consider că ești? Păi sunt. Poate că vine ca un șoc. Eu nu cred că nici măcar o celulă din tine este sexy. Nu ești sexy deloc, din cap până în picioare, complet neatractivă pentru mine. Acum a început Bendeac să o domine psihic. Hai mă, că era sexy, de ce ne... Nu era sexy deloc? S-a făcut. Sexy. Vă plac mironosițele, e clar. Mie mi se pare că ești sexy. Și cred că și vouă vi se pare că e sexy. Hai, hai. Dar nu despre asta aș vrea să vorbesc. Eu cred că acest gen de moment ar putea fi amuzant dacă te-ai gândi să chem și un domn.
pe care să-l chinui, ca eu să râd foarte tare. Înțelegi că pentru mine ar fi excesiv de amuzant. Așa ceva la televizor. Am fost acolo, Delia, m-am pus pe scaun. Păi nu, 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 eu vreau să văd când folosește capul de cal ăla. Vreau să văd. Da, probabil trebuie să mi-l pun eu pe cap. Dar n-am un problem. Cred că ar fi extrem de amuzant. Vrei să fac? Eu aș râde. Tu te uiți la filme porno? Ca și cum BDSM ar fi amuzant. El este un om cu o cultură vastă și cu foarte multe veleități în multe zone. Iar la fetișism e... Eu cred că Bendeac urmărește site-urile greșite. Cred că se uită la food porn. Crezi că ai putea să mă domini? Mie îmi place jocul tău. Ok. Ce joc? Eu nu fac niciun joc. Eu doar spun niște lucruri pe care le cred. Crezi că ai putea să mă domini? Dar te-ntreb. Tu crezi că ai putea să mă domini? Păi nu știu. Ar trebui să stabilim o întâlnire, să ne vedem și să vedem cine pe cine domină. Accept provocarea ta și ți-o ofer gratis. Păi nu, n-ai înțeles. N-ai cum să-mi ofer gratis pentru că eu îți cer ție 1000 de euro. Am înțeles. Scump, dincolo era mai ieftin. Nu vei ajunge niciodată acolo. Adică ți înțeleg provocarea, dar de plătit nu te voi plăti niciodată. Băi, fată, eu n-aș plăti, mă, pentru tine, mă. Impertinento. Falso. Nu-i nimic sexy la tine. Eu sunt sexy. Tu să-mi dai mie bani. Că te învăț eu cum se face. Ce? Ia, uite-te, uite-te, eram foarte curios. Eram foarte curios cum reacționează o dominatoare atunci când se întâlnește cu așa ceva, nu? Riscurile meserii. Dar nu mi se pare, adică uite, mă apropii și de, nu mi se pare că ești dominatoare. Mamă, și acum să-l ia unghiile alea, dacă bagă o unghie, două unghii, dar dacă ai... Nu e. Hai, ce să faci decât să vii la obsesiune la mine, să vin la tine? Da. Niciodată. Atunci nu vom afla niciodată. Nu e după tine. Vedeți că o dați în romantism deja. Deloc. Bă, fata asta nu putea să domine niciun câine în mâini. Doamne, hai, că ai văzut să stârnești. Doamne, iată, m-am văzut toți asta. Mihăiță i-a demonstrat că el e mult mai bun în meseria asta de BDSM decât ea. Și el a avut o concurență și o confruntare directă cu ea și a dovedit-o. I-a arătat el ei. Eu am văzut. Ca să domin, chestia de atitudine. You don't have it. You don't have it. I have it. I have it. Ziceai că-s colegi de muncă, jur. Deci erau colegi de muncă acolo, băi, băi, fată, nu știi nimic. Îți arăt eu, nu vezi că-ți tremură chiloții pe tine, ești varză. I would dominate you. N-am ce să fac decât să te cred. Șșt, lasă-l. I would dominate you. I would dominate you. Hai bă, ce facem?